Camarazi, sunt la Parcul Izvor, lângă Palatul Parlamentului. Vă filmez aici, totul sub zăpadă. Ia uite ce frumos s-a așezat. Arată frumos, ca în poveștile copilăriei. Ia uitați-vă. O să se topească, probabil, dar deocamdată e bine. Ia uitați-vă. Totul acoperit de zăpadă. Feric. Tot, ia uitați-vă, tot încărcat de zăpadă. Așa. La meșerie, ce n-a văzut Paris, ia uitați-vă. Casa poporului în spate, acolo în ceață. Hai să mergem pe ea. Uitați-vă aici. Mergem pe la umbra, la braț, ca să nu intră prea multă apă în telefon, da. E mai problematic. Hai că merge câteva minute, așa. Vreau să vă filmez târgul de Crăciun din fața Casei Poporului. Vedeți, de altfel se vede Casa Poporului acolo în pâclă. Ia uitați ce mișto arată aici. Cam bazmele copilării. M-am întors în copilărie, băi camarazi. Am 7 ani și m-am întors în copilărie. Ia uitați-vă ce frumos e aici. Ia uitați și aici, cu păcelul ăsta, plăștit de zăpadă, frumos, nu? Zici că ești la munte. Vă place zăpada, domnișoară? Uite și domnișoara zice că îi place zăpada. Ia uitați-vă ce mișto e aici, dar e ninge așa spulberat, furtunos. Arată mișto, nu? Să-ți ce tot acoperit de zăpadă. E foarte mișto, îmi place. E după... Am picioarele fleșcă, dar nu mă opresc de mișcare. Am fost că mi-a trimis și mie un camarad în serenitate niște bănuți, am fost să-i scot. Am picioarele fleșcă, dar mă mișc ca pe vremea hoinării. Când eram hoinar, vedeți Casa Poporului în ceață. Ninge așa viscolit, mai de dimineață ningea mai mișto, cu fulgii mai mari și lin. Dar mă rog, asta e cum vrea Dumnezeu, nu mai multă să fie. Înțelegeți? Dar ne apropiem de Casa Poporului, o să vii și de la Târgul de Crăciun. Ia uitați ce mișto e. Parcă suntem la Sinai. Alep a fugit în Dubai. Noi stăm acasă, la zăpadă. Ia uitați-vă aici. Ia uitați ce mișto. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă Casa Poporului dintr-o laterală. Hai că mă opresc și vă filmez după aia, când ajung la târg. Vă filmez aici partea nordică, să zic așa, ia uitați ce mișto. Hai că vă pup, pa camarazi!